Cei doi au fost arestați săptămâna trecută în baza probelor existente la dosarul în care Florin Gulie este cercetat pentru uciderea sportivului Cristi Gălbenușe. Potrivit comunicatului dat publicității de parchetul de pe lângă tribunalul Olt, Nelu Ciucă și Robert Ciucă au fost complici la tentativă de omor asupra unui alt tânăr aflat pe terasa barului în care Cristi a fost ucis. După ce sportivul a fost înjunghiat, aceștia, însoțiți de Gulie, au revenit pe terasa barului, înarmați cu un ciomag rupt dintr-un pom și pietre și au amenințat persoanele prezente, înlesnind în acest mod săvârșirea faptei de către autor. Pe numele lor, tribunalul Olt a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru complicitate la tentativă de omor. Cercetat pentru uciderea lui Cristi Gălbenușe, Florin Gulie a fost transferat la spitalul penitenciarului Rahova.